Vremea perfectă pentru surfing pe un grup de insule din Norvegia ce trece drept paradisul nordic al iubitorilor acestui sport. Și Olav Kielan este atras de locul acesta. Este puțin dur. Am făcut surfing în toată lumea, mai ales la căldură, unde este plăcut. Dar aici înveți să apreciezi mai mult valurile. Fiecare val este solicitant, fiindcă este mai greu de prins, îngheți, depui mai mult efort. E puțin mai greu aici. Sportivii pot intra în apă doar cu costum de neopren cu grosimea de 6 mm. Un echipament termoizolant care să permită și mișcare a apărut pe piață abia acum 6 ani. De atunci încoace, practicanții surfingului cuceresc valurile arcticii. Între timp, în nordul friguros sosesc anual 5.000 de sportivi. Majoritatea preferă golful Unsta. Localitatea, situată la aproximativ 300 de kilometri de polul nord, este considerată locul de naștere al surfingului arctic. Apa are aici adâncimea de 500 de metri în apropierea coastei. Curenții vin dinspre Groenlanda, iar apa se acumulează formând valuri uriașe. A fost distractiv. Multă apă, valuri mari. Acum este timpul să dezbrac costumul ăsta. Este partea cea mai friguroasă, să ieși în vânt. Surfing la polul nord. Pentru iubitorii acestui sport, cu siguranță o experiență incredibilă. Skijoring este un sport care îmbină schiul cu caii putere. Skijoring își are originea în Scandinavia, unde este practicat cu reni sau câini. Jacques l-a introdus în Franța, dar cu cai. Încă mă mai pasionează să ies în natură. La zăpadă, un element în permanentă transformare. Zăpada ba e bătătorită, ba moale ca o pudră, iar primăvara e din nou altfel. Întotdeauna este o experiență diferită. Jacques oferă skijoring în Alpii francezi. Nu trebuie să știi să călărești, spune el, însă trebuie să știi să schiezi foarte bine. M-am gândit că trebuie să găsesc ceva, să poți fi tras de cai în timp ce ești pe schiuri. Am căutat, dar n-am găsit nimic. Nu există asemenea echipament, așa că am creat eu un prototip. Soluția sa, o pânză care ferește de zăpadă. La acest sport mă fascinează sentimentul de libertate. Este însăși definiția libertății, să simți calul cum aleargă liber și să devii unul și același cu el, în timp ce aluneci pe schiuri în spatele lui. Sentimentul ăsta nu-l poți avea decât la skijoring. Pe schiuri tras de cai, un alt fel de a practica un sport de iarnă și de a savura natura. Un om cu puteri supranaturale. Aceasta este reputația olandezului Wim Hof, deținătorul mai multor recorduri mondiale. Wim face scufundări la polul nord doar în pantaloni scurți. A escaladat Kilimanjaro numai puțin de două zile tot în pantaloni scurți și rezistă aproximativ două ore într-un recipient cu gheață. Corpul este capabil de mult mai mult decât credem noi, iar frigul este marele profesor. Frigul întărește sistemul imunitar. La această baie în Ghețar, în Islanda, temperatura corpului ar scădea periculos pentru majoritatea oamenilor. Dar la Wim Hof se menține constantă. Este o experiență pentru oricine sau trebuie să fii puțin nebun ca să faci asta? Trebuie studiat mai mult, dar cred că beneficiile sunt uriașe, iar deranjul este foarte mic. Încercați, pur și simplu faceți un duș rece. Ceea ce îl ajută pe el, îi ajută și pe alții, crede Wim Hof, care are între timp mulți urmăritori pe YouTube. Îmbrățișați frigul, vă face cu adevărat puternici.